În luna octombrie, luptătorii de la secția de lupte a CSM Dunărea Giurgiu vor avea de trecut un nou examen. Este vorba despre încă o competiție în care se va decide participarea la faza finală programată la sfârșitul lunii viitoare. Vreau să vă spun că pentru luna octombrie, când mergem la final la campionatul național, lotul nostru de 14 sportivi, cred că este pregătit și cred că, sau mi-am propus ca obiectiv personal, să avem cel puțin 2 sportivi calificați pentru finala campionatului național care se desfășoară la sfârșitul lunii octombrie în sala sporturilor din Târgu Mureș. În cei aproape 3 ani de când a fost reînființată secția de lupte, sportivii giurgiuveni au acumulat un palmares apreciabil. Până în prezent avem peste 46 de medalii câștigate, ne-am câștigat reputația în cadrul cluburilor de lupte greco-romane că dominăm categoriile mici. Luptătorii de la CSM Dunărea Giurgiu își desfășoară antrenamentele în condiții adecvate pentru realizarea performanțelor propuse, susține antrenorul Florin Antonescu. Parcursul bun de până acum îndreptățește și atingerea unor obiective mult mai ambițioase.